Pacea Domnului, prieteni! Azi vreau să răspund la următoarea întrebare care mi-a fost adresată. Ce înseamnă cuvântul anatema? Și mi-a dat versetul de la 1 Corinteni, capitolul 12, versetul 3, unde spune așa: de aceea vă spun că nimeni, dacă vorbește prin Duhul lui Dumnezeu, nu zice Iisus să fie anatema. Și nimeni nu poate zice Iisus este Domnul decât prin Duhul Sfânt. Voi răspunde la întrebarea dumneavoastră. Cuvântul acesta, anatema, este un cuvânt grecesc. Cuvânt grecesc care înseamnă un dar, o jertfă, un sacrificiu, dar care era un sacrificiu aparte. Era o jertfă dată Domnului spre nimicire completă. Iată... Dar vom privi acum câteva versete din câteva lucruri din Scripturi ca să înțelegeți mai bine ce înseamnă acest cuvânt anatema. În traducerea grecească a Vechiului Testament, cuvântul acesta este folosit des. Eu voi citi doar o singură dată, dar voi merge prin toate textele din Noul Testament unde este folosit cuvântul anatema. Așa că, prima dată, haideți să mergem numai la Cartea Numeri. Numeri. Capitolul 21. Vă rog să deschideți cu mine. Vă recomand totdeauna când ascultați aceste video să aveți cu dumneavoastră Biblia la îndemână și să urmăriți cu mine la textele pe care le voi citi. Deci iată, la Numeri 21 spune așa: împăratul Aradului, citesc de la versetul 1. Un cananit care locuia la miază zi a auzit că Israel vine pe drumul Atarim. El s-a luptat împotriva lui Israel și a luat mai mulți prinși de război. Atunci Israel a făcut Domnului o juruință și a zis: dacă vei da pe poporul acesta în mâinile mele, îi voi nimici cu desăvârșire cetățile. Iată, versetul acesta arată bine ce înseamnă anatema. Domnul a auzit glasul lui Israel și a dat pe cananiți în mâinile lui. Israeliții i-au nimicit cu desăvârșire pe ei și cetățile lor și locul acela l-au numit Horma. Nimicire de plină înseamnă aceasta. Deci anatema însemna un lucru care din motive de Dumnezeu, de relație cu Dumnezeu, înaintea lui Dumnezeu, pentru Dumnezeu. Când un lucru este dat nimicirii pentru Dumnezeu, Dumnezeu este motivul pentru care se face lucrul acesta. Și iată, vedeți aici, spune, împăratul Aradului a ieșit împotriva lor, ei s-au luptat, împăratul Aradului a luat mai mulți prinși de război și atunci israeliții au spus, au promis, au făcut o juruință. Deci, de obicei, lucrul acesta, anatema asta care era sacrificată, dată Domnului pentru nimicire, numai decât era însoțită și de un jurământ, era în legătură cu un jurământ, cu ceva, dar nu neapărat totdeauna era în legătură cu un jurământ. Deci, asta vreau să înțelegeți. Înseamnă un lucru dat spre nimicire, completă, totală, veșnică, nimicire desăvârșită sau nimicire deplină din motive de Dumnezeu, legate de Dumnezeu. Acum, să mergem la Noul Testament și vom trece prin Noul Testament câteva locuri pe care le vom vedea. Prima dată este în Evanghelia după Luca, la capitolul 21. Deci Luca, capitolul 21, iată aici, găsim în versetul 5, găsim cuvântul care nu este pus în română anatema, dar în greacă este anatema. Aici spune, pe când vorbeau unii despre templu, că era împodobit cu pietre frumoase și daruri, iată aceste daruri, erau anatema, înseamnă erau niște lucruri care au fost date pentru nimicire de plină și lucrurile acelea erau prezente acolo. Deci nu prea multă lumină aruncă versetul acesta la subiectul nostru, dar vom merge la următorul, la Cartea Faptele Apostolilor, în capitolul 23, puteți, dacă aveți pixul, vă puteți nota lucrul acesta, în Faptele Apostolilor, la capitolul 23, versetul 14. Eu voi citi de la 12 ca să înțelegem bine contextul. Zice, la ziua, iudeii au neltit și s-au legat cu blestem, că nu vor mânca, nici nu vor bea, până nu vor omorâ pe Pavel. Cei ce făcuseră legământul acesta erau mai mulți de 40. Ei s-au dus la preoții cei mai de seamă și la bătrâni și le-au zis,
Noi ne-am legat cu mare blestem și asta înseamnă anatema aici. Să nu gustăm nimic până nu vom omorâ pe omul, pe Pavel. Deci ei au hotărât să-l nimicească pe Pavel și au făcut un jurământ că îl vor nimici pe Pavel. Deci, într-un cuvânt, anatema aceasta care ei vroiau să o aducă era nimicirea lui Pavel. Să-l nimicească, o nimicire desăvârșită de plina lui Pavel, din conștiința lor, că așa înțelegeau ei că ar face drept înaintea lui Dumnezeu. La Romani, capitolul 9, în versetul 3, Pavel folosește cuvântul acesta anatema și el spune așa, încep iar de la versetul 1, spun adevărul în Hristos, nu mint, cugetul meu luminat de Duhul Sfânt îmi este martor, că simt o mare întristare și am o durere necurmată în inimă, căci aproape să doresc să fiu eu însumi anatema, despărțit de Hristos pentru frații mei, rudele mele trupești. Iată aici, Pavel, vedeți din contextul acesta, el când spune anatema, el arată încă niște lucruri, aspecte care nu le-am văzut până acum. Deci Pavel spune că așa de tare dorea mântuirea celor din neamul lor, că dacă ar fi fost pus să aleagă între despărțirea lui de Hristos și anatema, în felul ăsta înseamnă nimicirea lui totală, așa încât să fie despărțit de Hristos, dacă ar fi fost să aleagă între mântuirea poporului său și nimicirea lui totală, el să fie despărțit de Hristos, el ar fi ales mântuirea poporului. El ar fi mers la aceasta, la un lucru groaznic, groaznic de tot. Astăzi am vorbit la medic aici, când stăteam la o procedură acolo în rând, am început vorba cu un domn. L-am întrebat de biserică, l-am întrebat dacă este biserică în satul lui, deodată a început să-mi vorbească de rău preotul, că am totdeauna, când întreb pe cineva dacă au biserică, imediat începe a-l vorbi de rău pe preot, că nu știu. Dar eu i-am zis, dar Evanghelia citiți, sunteți în vârstă, trebuie să vă apropieți, sunteți aproape de sfârșitul vieții, să vă pregătiți, sunteți cumva pregătit pentru plecare. Nu mă interesează pe mine, eu nu cred, nu am eu. Zic, și nu vă temeți că mergeți în iad, nu aveți frică să merg în iad? Păi, să mă duc acolo, n-am nicio frică, las să mă duc acolo, tocmai, zice, s-or încheia toate necazurile. Nu zic, acolo să încep necazurile adevărate. Orice necaz care a fost aici pe pământ a însemnat absolut nimic pe lângă necazurile care se încep acolo, suferințele care se încep acolo. Ei, iată, unii oameni așa și închipuie ei, că plecarea de pe acest pământ și iadul este un loc unde vor muri, așa cum cei care au hotărât să-și pună ștreangul și să se spânzuri, ei cred că din moment ce s-au spânzurat sau s-au sinucis, ei cred, gata, deja ei nu mai există. Nu, dragii mei, după ce te-ai sinucis, atunci mergi în realitatea aceea, treci în lumea aceea a locuinței morților, după care urmează apoi judecata și iazul de foc și de pucioasă, locuri groaznice de chin, chin care nu se sfârșește niciodată și nimeni nu se poate sinucide acolo. Acolo, gata, e exclusă varianta sinuciderii. Nu te poți sinucide acolo pentru că apoi să rupi cu starea de acolo și să treci într-o altă stare. Nu mai există o altă stare. De acolo nu mai poți trece într-o altă. Deci mergi într-un loc de chin unde totdeauna va fi un loc de chin din care nu poți pleca. Nu există evadare din locul acela pentru sufletul omenesc. Să mergem mai departe la subiectul nostru. Iată, tocmai că ajungem la 1 Corinteni 12. 1 Corinteni 12, apostolul spune așa. În ce privește darurile duhovnicești, fraților, nu voiesc să fiți în necunoștință. Când erați păgâni, știți că vă duceați la idolii cei mulți, după cum erați călăuziți. De aceea vă spun că nimeni, dacă vorbește prin Duhul lui Dumnezeu, nu zice Iisus să fie anatema. Nimeni nu blestemă pe Iisus, nimeni nu-L dă pe Iisus la nimicire, nimeni nu-L neagă pe Iisus, nimeni nu face aceasta. Și nimeni nu poate zice Iisus este Domn decât prin Duhul Sfânt. Deci dacă un om îl cunoaște pe Dumnezeu și dacă un om are Duhul lui Dumnezeu, niciodată nu va vorbi de rău la adresa Domnului Iisus Hristos. Iar în epistola aceasta mai folosește odată Pavel la versetul, la capitolul 16, în versetul 22, aproape de sfârșit. Zice așa, dacă nu iubește cineva pe Domnul Iisus Hristos, să fie anatema. Așa zice Pavel. Deci cine nu iubește pe Iisus Hristos,
el zice că persoana respectivă merge la nemicire desăvârșită, de plină. Deci persoana aceea merge la o nemicire veșnică, o astfel de persoană care nu iubește pe Iisus Hristos și nu-L urmează pe Domnul Iisus Hristos. Mai folosește Pavel încă la întâi, la Galateni, capitolul 1, în versetele 8 și 9, din nou folosește cuvântul acesta, anatema, și el zice așa: dar chiar dacă noi înșine, de fapt voi începe de la versetul 6 pentru că vom înțelege mai bine la ce se referă. În versetul 6 el zice așa: mă mir că treceți așa de repede de la cel ce v-a chemat prin Harul lui Hristos la o altă evanghelie. Nu doar că este o altă evanghelie, dar sunt unii oameni care vă tulbură și voie să răstoarne evanghelia lui Hristos. Dar chiar dacă noi înșine sau un înger din cer ar veni să vă propovăduiască o evanghelie deosebită de aceea pe care v-am propovăduit-o noi, să fie anatema. Deci nu accepta, ba invers, respinge total, respinge pentru totdeauna. Respinge pentru totdeauna dacă vine cineva să-ți aducă o altă evanghelie. Zici, măcar dacă ar fi chiar și un înger din cer, dacă ar veni un înger din cer să-ți aducă o altă învățătură decât cea care o găsim în Sfânta Scriptură, aceasta trebuie respinsă. Și Apostolul Pavel zice, dacă ar veni un înger sau măcar dacă am venit noi, cu alte cuvinte, Pavel zice, dacă aș veni eu să vă propovăduiesc o altă evanghelie, atunci să mă respingeți pe mine pentru totdeauna, să nu mai aveți de-a face cu mine nimic, gata. Pavel zice, dacă s-ar întâmpla să-mi ies din minți vreodată sau nu știu ce, să vin la voi și să vă învăț altă evanghelie decât cea care am primit-o de la Hristos și v-am învățat, atunci să fiu anatema. Așa spune iar în versetul 9. Cum am mai spus, o spun și acum. Dacă vă propovăduiește cineva o evanghelie deosebită de aceea pe care ați primit-o, să fie anatema, respins. De aceea, dragii mei, este deosebit de important pentru fiecare copil al lui Dumnezeu, pentru fiecare creștin, este deosebit de important să studieze profund Sfintele Scripturi, ca să înțeleagă bine mesajul Evangheliei. Pentru că din moment ce înțelegem bine mesajul Evangheliei, atunci vom putea deosebi care este Evanghelia adevărată de orice altă învățătură, orice atac La învățătura Evangheliei, noi vom putea deosebi și vom putea face diferența. Vom ști ce trebuie dat nemicirii și ce nu trebuie dat nemicirii. Vom ști ce este anatema, vom ști ce nu este anatema. Dumnezeu să ne ajute să avem înțelepciunea asta duhovnicească, pentru că de ea ține mântuirea noastră. De măsura în care urmăm noi învățătura corectă, ține mântuirea noastră și ține mântuirea tuturor oamenilor de pe acest pământ. Dumnezeu să ne ajute să ținem învățătura sănătoasă. Iată, aceasta am vrut să vă spun. La noi seminarul aici la Cahul, seminarul cu profesorii merge, cu păstorii merge foarte bine. Ne bucurăm tare pentru păstorii care au venit. Cred că suntem deja aproape 50 de oameni. Ieri am studiat deja, am început epistola a doua a lui Pavel către Timotei. Am studiat, am făcut o privire de ansamblu ieri și azi vom merge mai departe în studiul nostru. Vă mulțumesc tuturor celor care vă rugați și Dumnezeu să vă binecuvânteze și să vă ajute în toate. Pace multă, dragilor!